De ce bogații devin mai bogați și săracii devin mai săraci atunci când inflația crește? O să încerc să vă explic simplu și scurt. Totul pornește de la Fed, mai exact de la Federal Reserve, cei care printează dolarul. Ce legătură are dolarul cu România, cu inflația? Cu cât Fed-ul printează mai mulți dolari, cu atât inflația crește. Da, contează foarte mult ce se întâmplă cu dolarul, pentru că dolarul este rezerva monetară globală. Practic, după ce banii au fost printați, îi se împart în păturile de sus fără absolut niciun comision. Iar ca să scurtez procesul prin care trec banii, atunci când inflația crește, banul se devalorizează. Alimentele încep să fie mai scumpe, energia, petrolul, și am resimțit asta mai ales de când cu războiul din Ucraina. Și ce fac oamenii de rând? Oamenii de rând nu mai au cash, pentru că nu mai au cash, încep să-și vândă din active. Iar pentru că oamenii își vând din active, trebuie să existe și un cumpărător. Iar acei cumpărători sunt deja oamenii care au cash deoparte și abia așteaptă să cumpere un imobil sau o afacere, absolut orice, sub prețul pieței. Asta înseamnă că săracii o să devină mai săraci, iar bogații o să devină mai bogați. Zi fain! De ce bogații devin mai bogați și săracii devin mai săraci atunci când inflația crește? O să încerc să vă explic simplu și scurt. Totul pornește de la Fed, mai exact de la Federal Reserve, cei care printează dolarul.